Vă salut, dragi prieteni, suntem în orașul meu natal, la Reșița. În spatele meu este prima locomotivă cu abur fabricată în România în anul 1872. Deja aici exista o industrie puternică, industrie siderurgică de la 1771. Nu știu dacă acum mai arde foc la furnale. Salutare, salutare! Când am plecat eu din Reșița, știu că s-a sărbătorit la un moment dat 300 ceva de ani de foc nestins la furnale. Deci am venit aici, este un oraș interesant. Vă recomand, când veniți în Reșița, să vizitați muzeul de locomotive. În jurul Reșiței aveți multe lucruri de văzut. Dar m-am oprit aici pentru a face un comentariu care continuă ceea ce explicam ieri pe drum. Și anume pentru a explica încă o dată ceva foarte important, dragii mei, ceva ce ține de esența răului cu care s-a confruntat România în ultimii 30 de ani și cu care se confruntă inclusiv în momentul de față. Ceva ce ține de motivele pentru care nu știm exact câți, 5, 6, 7, 8 milioane de români au fost nevoiți să plece în pribegie, România devenind în ultimii 50 de ani a doua țară după Siria ca număr al persoanelor care au părăsit țara și și-au luat lumea în cap, au emigrat. Deși aici n-a fost un război, n-au fost ororile din Siria, românii au plecat. Și au plecat și foarte mulți oameni din Reșița, dragii mei, și tot ceea ce s-a întâmplat cu acest oraș, probabil că s-a întâmplat cu foarte multe alte orașe din țara noastră. Eu știu acest lucru. Pe foarte mulți dintre cei care vă veți regăsi în această poveste v-am întâlnit în drumurile mele prin diaspora și toți au avut aceeași poveste. În minutele următoare să vă vorbesc puțin despre drama acestui oraș, dacă vreți, și insist pe acest aspect, pe faptul că, sigur, este povestea Reșiței. M-am oprit aici, în orașul meu natal. Am venit și cu alte treburi, dar am zis că este un moment interesant să punctez aceste aspecte, dar poate să fie povestea oricărui oraș din România. Și sunt zeci de orașe în această situație, aproape depopulate, cu zeci de mii de locuri de muncă distruse și toate aceste lucruri având sursa în două momente cheie ale evoluției țării noastre, dragii mei. În 1989 Reșița avea, dacă nu mă înșală pe mine memoria, uzina constructoare de mașini din Reșița avea în jur de 30-35 de mii de locuri de muncă, mai erau vreo 20-25 de mii de locuri de muncă la combinatul siderurgic, mai erau la uzinele mecanice Reșița vreo 10.000 de locuri de muncă. Uzinele mecanice, undeva în partea aceea, fabricau armament, tunuri, fel și fel de tehnică militară. Eu locuiam în Reșița, într-un bloc cu 8 etaje, de la geamul căruia vedeam rambleul de cale ferată, calea ferată care merge către Caransebeș. Și în fiecare zi, dimineața și seara, treceau două trenuri marfare cu produse, cu tunuri, în principal făcute la uzinele mecanice din Reșița. Le știai, chiar dacă erau acoperite cu prelată. Erau trenuri de tip platformă, marfari de tip platformă, tunurile pe ele și pusă prelată și îți dădeai seama după formă. De altfel ei și testau armamentul în timpul săptămânii, tot timpul se auzeau tunurile cum trăgeau. Undeva după dealuri este poligon. Și Reșița avea siderurgie, avea uzină constructoare de mașini, era cel mai mare angajator, acolo au lucrat și părinții mei. Eu am crescut practic în acea uzină, pentru că tata făcea revizii contabile la toate secțiile și de multe ori mai mergeam la el când era în control și am crescut practic în uzina aceea. Am cunoscut oameni din toate categoriile, mecanicii de locomotive de pe trenurile industriale m-au plimbat cu trenul prin uzină. Cunosc foarte bine aceste lucruri. Uzinele de mașini Reșița, UCMR, așa se chema pe vremea respectivă, era combinatul siderurgic, știm cu toții ce face combinatul siderurgic. Uzinele constructoare de mașini nu făceau mașini în sine, făceau mașini industriale, dacă vreți, făceau turbine pentru hidrocentrale, făceau piese mari pentru industria navală, motoare de nave, elici de nave, Era câte o elice din aia, era cât numai o paletă de la elice se transporta pe un singur vagon special de cale ferată, de tren marfar, era numai o paletă de la astfel de elice. Și s-au făcut hidrocentrale, marile hidrocentrale din România și nu numai, s-au făcut cu turbine electrice fabricate la uzinele din Reșița. Este o industrie care astăzi, la 31 de ani de la căderea comunismului, n-a dispărut. Vapoare se fac în continuare, hidrocentrale se construiesc și această industrie ar fi putut să aibă un viitor în acest oraș. Ea nu mai există acum. Nu știu combinatul siderurgic ce este cu el, nu știu ce este cu fabrica de armament, nu cred că mai funcționează. Niciuna dintre industriile care erau aici nu mai există, oameni. Ele au fost distruse deliberat, deși puteau să fie reconvertite și puteau să păstreze locurile de muncă, oameni buni. Uzinele constructoare de mașini din Reșița, știu de la tatăl meu, v-am spus, el a fost revizor contabil, mama a fost contabilă, a lucrat într-o secție numită lansare, unde se lansau comenzile în producție. Inevitabil acasă discutau cu tata și probleme profesionale. Și mi-aduc aminte, copil fiind, că discutau despre comenzi care se lansează. Și erau comenzi, oameni buni, nu numai către țările pactului de la Varșovia sau Caier sau cum se chema parteneriatul economic comunist. Nu, erau comenzi către lumea occidentală. Erau motoare navale care se realizau în colaborare cu companii serioase din Occident. De altfel, tot aici, în Reșița, exista o fabrică de reductoare făcută împreună cu nemții, jumătate românească, jumătate nemțească, se chema RENK, RENK Reductoare Reșița. Nu știu dacă mai funcționează și acum acea fabrică. Deci căderea pieței comuniste nu ar fi trebuit să afecteze teoretic uzina constructoare de mașini din Reșița și combinatul siderurgic care era lângă, pentru că construcția masivă de mașini înseamnă că ai nevoie de piese, de metale, exista secții de turnătorie, o nebunie întreagă, tot orașul practic era în jurul acestor uzine. Și cu toate acestea, locurile de muncă au dispărut, oameni buni, aproape 100.000 de locuri de muncă au dispărut, oameni buni, nu mai sunt. Cei care au lucrat acolo, fie s-au ocupat cu altceva, fie au plecat în cele 4 zări ale pământului, cei mai mulți au emigrat. Colegii mei de liceu aproape toți sunt plecați, oameni buni, aproape toți. Germania, Austria, și orașul nu mai are nicio legătură cu orașul industrial din trecut. Acum se insistă foarte mult pe turism, se insistă foarte mult pe alte aspecte. Dar acea industrie, oameni buni, care exista aici, aveți mărturie, unul dintre produsele acestei industrii, prima locomotivă cu abur făcută în România, la Reșița, în 1872. Deci o industrie care era cu mult înaintea comunismului, se chema Uzinele și Domeniile Reșița, teoretic ar fi trebuit să supraviețuiască comunismului, oameni buni. Și să știți că sunt foarte multe astfel de industrii în toată România, unde comunități, orașe, unde s-au produs drame imense, pentru că industriile respective au fost distruse. De ce au fost distruse, oameni buni? Cheia înțelegerii acestei situații stă în discuția la care eu tot fac referire, purtată între Ion Iliescu, Petre Roman și Evgeni Teajelnikov, ambasadorul URSS, în 27 decembrie, atunci când ei au pus la cale, și scrie acolo expressis verbis, Iliescu îi spune ambasadorului URSS că acum trebuie să sabotăm evoluția lucrurilor către Occident, către democrație, așa cum s-a întâmplat în alte țări foste socialiste. Și au sabotat, oameni buni, și cel mai bun lozinca, fraza, sintagma care descrie cel mai bine ceea ce a făcut Iliescu și cu Gașca este celebrul "nu ne vindem țara" din anii 90. Deci au sabotat practic intenționat și deliberat, pentru că Iliescu avea comunismul în cap, dar ăsta este unul dintre motive. Au sabotat salvarea acestor locuri de muncă, oameni buni, deliberat. Al doilea motiv a fost faptul că mai jos de Iliescu, la eșalonul 2-3, șmecherii din regimul securisto-comunist care s-au aciuat sub gașca lui Ion Iliescu și au preluat controlul României în FSN, atât la nivel central cât și la nivel local, prin toate județele, au înțeles, dragii mei, că comunismul e pe moarte. Și că, sigur, tataia Iliescu are el ceva în cap. Sigur, îl lăsăm pe tataia Iliescu la nivel programatic și central și de la vârf să saboteze preluarea industriei românești de către companii, corporații, firme care aveau puterea să facă retehnologizare și să continue și să se păstreze locurile de muncă. Și aici nu vorbim numai strict despre tradiția fabrica în sine, da? Și că era o tradiție de sute de ani aici. Aici vorbim, oameni buni, despre un oraș care ar fi putut să facă reconversie industrială către foarte multe zone. De ce? Pentru că pe lângă întreprinderea în sine și tradiția în sine și comenzile care existau în niște industrii care și acum sunt prospere și asigură zeci de mii de locuri de muncă, industria energetică, industria transporturilor navale, industria feroviară, pentru că se făceau, dacă nu mă înșel, și motoare de locomotivă împreună cu cei de la Craiova se lucra. Dacă țin o minte din discuțiile pe care le purta mama cu... Vă repet, mama lucra la acel secție, lansare se chema, unde se lansau comenzile și discutau foarte mult acasă despre comenzi. Pentru că erau chestiuni contabile, fel și fel de... Era o nebunie întreagă. Uneori aducea mama și hârtia acasă și tata explica fel și fel de nebunii. Fiecare piesă avea o linie de un cod, codurile alea trebuiau să corespundă. Era o nebunie întreagă. Și aici nu vorbim numai despre fabrica în sine, oameni buni. Vorbim despre un oraș care avea 4 licee industriale, deci avea și o bază pentru a educa tot timpul noi generații care să știe să lucreze în zona industrială. Deci la momentul 89, 90, 95, dacă se făcea o reconversie ca lumea, aici putea să fie, nu știu, fabrică BMW, fabrică Mercedes. Hai să zicem că nu mai aveau comenzi să facă, deși n-ar fi avut de ce să nu aibă comenzi, pentru că industria energetică este în dezvoltare, transporturile navale sunt în dezvoltare, deci n-ar fi avut de ce să nu aibă comenzi. Totul a fost un sabotaj pornit inițial din creierul lui Iliescu, care nu voia să lase Occidentul, capitalismul cel rău, să vină și să preia economic industriile din țară. Pe lângă chestia asta s-a suprapus în eșalonul 2-3 și aici ajungem la o chestiune foarte importantă care e legată de mafia de azi. S-au suprapus foarte mulți oameni șmecheri din fosta securitate, din fostul partid comunist, care au supraviețuit revoluției, care au venit în FSN și care și-au dat seama că socialismul va muri. Sigur, se știa ce are Iliescu în cap, că e crescut la Moscova, că vrea să atașeze România, să o țină lângă Rusia. Și ei au zis, băi, îi dăm lui Iliescu ce vrea el, noi blocăm toate chestiile astea. De ce, oameni buni? Ca să le fure ei. Dar evident că ei n-aveau capacitatea să mențină locurile de muncă. Ei n-aveau capacitatea să retehnologizeze. Ei n-aveau capacitatea să meargă pe piața mondială și să aducă contracte. N-aveau aceste capacități. O astfel de forță puteau să aibă numai companii similare din Occident care erau în acea piață. Și cel mai bun exemplu pe care eu îl dau tot timpul este Dacia-Renault. A venit Renault, a luat Dacia și iată ce s-a întâmplat. Asta se putea face și la Reșița. Da? Nu s-a făcut parțial din motive politice, parțial din motive de furt. Și oamenii ăștia au zis, bă nene, de ce să vină alții să ia lucrurile astea? Lasă că le luăm noi. Numai că ei le-au luat, oameni buni, au sabotat privatizările împreună cu sindicatele care erau brațul Partidului Comunist Român. Așa a fost și în Reșița, mișcări sindicale aple când s-au încercat primele privatizări și au falimentat totul și au distrus totul, oameni buni. Au distrus totul. Sigur, ei s-au îmbogățit. În toate orașele din țară există personaje de-astea și de aici, de la Reșița, sunt trimiși în judecată pentru diverse... În dosarul Said Baclinii sunt trimiși în judecată șmecherii care au distrus uzina constructoare de mașini. La Timișoara sunt celebrii frați Cristescu. Peste tot, în toată țara, sunt șmecheri din ăștia conectați cu șmecherii din securitate și din Partidul Comunist din momentul 89, care au privatizat, în ghilimele, și au distrus tot, oameni buni. Tot au distrus. Însă ei au mai făcut ceva. Ceva despre care nu se vorbește. De altfel, perspectiva asta despre care eu vorbesc de aici, de la Reșița, și despre care eu am mai vorbit și insist pe ea pentru că este foarte importantă, ne ajută să înțelegem ce s-a întâmplat cu țara noastră, cu orașele noastre, cu viața fiecăruia dintre noi în ultimii 30 de ani. Nu se explică în presă pentru că presa e conectată cu șmecherii care au devenit miliardari, milionari, miliardari din fenomenul ăsta, da? Din distrugerea locurilor de muncă. Că dacă ei le-ar fi luat și ar fi știut să facă în așa fel încât să fie locurile de muncă, Doamne ajută, bine că sunt miliardari. Dar ei au distrus tot, oameni buni, tot. Și au distrus destinele. Când s-a distrus fabrica din Reșița, nu s-a distrus numai fabrica și 300 de ani de industrie aici în zonă, oameni buni. S-au distrus 35.000 de destine, de familii destrămate, copii plecați în Occident. Părinții stau, n-au bani de medicamente și așteaptă să le trimită copilul din Austria și din Germania. Asta au făcut ei. Deci oamenii ăștia sunt criminali în serie, dragii mei. Criminali în serie. Cei care au făcut treaba asta. Dar ce au mai făcut ei și are legătură cu mafia de astăzi. Și are legătură cu lucruri despre care eu tot vorbesc. Faptul că până când noi nu ieșim la vot masiv și nu construim o majoritate, 66%, care să schimbe Constituția, noi nu vom putea rezolva această problemă esențială, oameni buni, esențială a României. Și anume, în momentul în care ei s-au apucat de furat, cei care au fost foarte aproape de Iliescu, care au avut câte ceva în cap, au înțeles că s-ar putea să vină niște vremuri în care legea să se stabilizeze, în care să existe, ca în toate țările, controlul averii. Și că s-ar putea ca cineva să-i întrebe: bă, nene, voi, toate averile astea, cum le-ați făcut? Așa că în Constituția lui Antoniu Orgovan și după aceea în restul variantelor din Constituție s-a introdus celebrul articol care spune că averea dobândită este considerată licită. Adică în Constituția României scrie că dacă ai o avere, nu ești obligat să o explici, se consideră că este legală. Îți pot fi confiscate bunurile numai dacă tu ești prins comițând o infracțiune și rezultă că din acea infracțiune tu ți-ai cumpărat bunurile, da? Să zicem, dacă tu ai luat, ai făcut șmecherii, porcării, te-ai împroprietărit cu debarcaderul UCMR-ului, te-ai împroprietărit cu terenul, ai vândut la fier vechi, ai jefuit uzina, dar n-ai fost prins, averea ta este ok. Dacă te apuci să faci trafic de droguri și ești prins făcând trafic de droguri și ei constată că din traficul de droguri tu ai câștigat 1.000.000 de euro și ți-ai cumpărat încă 10 vile, alea 10 vile sunt confiscate. Dar restul, nicio problemă, nimeni n-are nicio treabă cu tine. Și de asta în România nu se poate face controlul averii. De asta în România vezi vile, palate, proprietăți, domenii pe care nu și le explică nici măcar cei care trăiesc în comunitatea respectivă. Vezi cum și-au construit veritabile catedrale. Am venit pe drum încoace prin Strehaia, unde sunt veritabile catedrale ale evaziunii fiscale, da? Arată ca niște catedrale, cu turnulețe, cu... Nimeni, ăia sunt analfabeți, nimeni nu-i întreabă de unde au bani. De ce? Pentru că dacă nu-i prinde cu infracțiunea în sine, noi nu avem controlul averii. De ce nu avem controlul averii? Pentru că niște șmecheri au furat. Nu că au furat o mașină, o casă, o vilă, nu, oameni buni, au furat fabrici și uzine, cum se zicea pe vremea comunismului, le-au distrus. Sigur, ei s-au îmbogățit. Că asta e, când e o fabrică care are 35.000 de locuri de muncă și o distrugi și o aduci în faliment și vinzi fierul vechi cu, nu știu, 20 de milioane de euro, tu te-ai îmbogățit. Păi da, dar tu ai distrus o industrie care putea încă 200 de ani, cine știe cât, să asigure 10.000 de locuri de muncă, oameni buni. Tu ești un criminal în serie. Aceștia sunt mari criminali în serie ai poporului român. Ei sunt necunoscuți. Oamenii îi cunosc. Cei din Reșița știu cine a distrus uzina. Cei din Brașov știu cine a distrus fabricile de acolo. Oamenii îi cunosc pe plan local. Dar ei sunt bine mersi. Nu vor fi menționați în nicio carte de istorie, așa cum sunt menționați, de exemplu, criminalii regimului nazist după procesul de la Nuremberg. Și au furat atât de mult încât copiilor, nepoții copiilor lor sunt îmbogățiți și sunt mari șmecheri. Și din păcate nimeni din presă nu discută despre acest aspect, pentru că trusturile de presă sunt deținute de oameni care astfel s-au îmbogățit și n-au niciun interes să trezească mințile oamenilor și să incite lumea la procesul gândirii, să incite lumea la vot, să pledeze, Doamne ferește, pentru modificarea Constituției și eliminarea acelui articol infect și votarea unei legi a controlului averii. Bă, ăștia pe toți îi putem prinde, oameni buni. Dacă se modifică acel articol din Constituție, se introduce legea controlului averii, toți au proprietăți imobiliare imense, sunt în cartea funciară, ei de acolo și pui să explici. Și dacă nu explică, e simplu, oameni buni. E simplu. Se confiscă, se vinde în interesul statului și la revedere. Asta ar trebui să facem, asta am putea să facem, dar avem nevoie în primul rând de un partid care să propună asta și în al doilea rând avem nevoie ca lumea să iasă la vot. Și avem nevoie să înțelegem de unde se trage drama fiecăruia dintre noi, pentru că e un fenomen care ne-a afectat pe toți. Aproape că nu există român care să nu fie afectat de acest fenomen. De unde se trage drama milioanelor de oameni care au fost nevoiți să plece în străinătate pentru că pur și simplu nu aveau alternativă în România. Alternativa era sărăcia, corupția, mizeria. Și avem nevoie de o astfel de schimbare. Dacă ea poate să vină sau nu, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră. Pe final vă las încă, vă mai arăt câteva imagini, nu pot să mă abțin, de câte ori trec pe aici, filmez, fac poze, îmi place la nebunie, am copilărit în aceste locomotive. Acum sunt puse semne, n-ai voie să urci în ele. Când eram copii, am urcat în toate locomotivele astea. Era un pic mai lejer pe vremea lui Ceaușescu, nu știu de ce. Am urcat prin toate locomotivele și ne-am jucat în ele, trăgeam de manete, sunt fel și fel de rotițe pe acolo. Și vă las cu câteva imagini și dacă aveți vreodată drum în zonă, opriți-vă 5-10 minute la muzeul de locomotive Coabur. Este un muzeu în aer liber și sunt câteva exponate extrem de interesante. Vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă e foarte important acest lucru, va ajuta la creșterea valorii acestui comentariu. Ce vreau să vă rog, dragii mei, dacă v-ați uitat 22 de minute, clar, vi se pare important ceea ce spun. Toți cei care v-ați uitat până aici, vă rog foarte frumos, spuneți-mi cum a fost în orașul vostru, orașul în care sunteți sau din care ați plecat, pentru că mulți oameni mă urmăriți în diaspora. Cum a fost acolo? Ce unități economice au fost? Câte locuri de muncă au fost? Și cine le-a distrus? Scrieți-mi, că știți, cu toții știți, cu nume și prenume, cine a distrus și cum a distrus și ce s-a întâmplat în orașul fiecăruia dintre dumneavoastră. Eu zic că dacă am avea 3, 4, 500 de exemple, spun pentru că de obicei comentariile sunt cam 4, 5, 600 de comentarii la fiecare material video, dacă am avea măcar 200 de exemple din 200 de orașe, cred că ar fi un tablou mai complet, ar completa tot ceea ce am spus eu până acum. Și acum haideți să vă invit, dragii mei, la o mică plimbare prin Muzeul de Locomotive cu Abur din Reșița, orașul meu natal. Locomotivele mai mici erau folosite în uzină, pe unele scrie căile ferate uzinale, și alte locomotive de acest tip erau folosite pe liniile de exploatare a lemnului. Alea erau căile ferate forestiere. Când eram copii, urcam aici înăuntru și ne jucam, acum nu mai este voie. Era la liber când eram mici. Locomotivele acestea erau preferatele noastre. Le spuneam Pacific pentru că sunt cele mai mari. Stăteam câte o zi întreagă prin ele să ne jucăm. Ne jucam și prinsa și ascunsa. Sunt cele mai mari locomotive, dar deși sunt foarte mari, sigur aveau o putere mare, dar prindeau 80 de km la oră. Sigur, pentru ziua de astăzi 80 de km la oră e puțin. Atunci când au fost ele inventate, era foarte mult. E un panou de informare acolo, să vă citesc că aceste locomotive au fost destinate remorcării trenurilor grele de călători și coletărie rapidă pe liniile cu declivități mari. Locomotivul de tipul Berkshire au fost cele mai mari și puternice din parcul căilor ferate române. În palier puteau remorca 700 de tone, cu o viteză de 110 km la oră. Varianta românească a fost realizată pe modelul austriac 214, cu o serie de îmbunătățiri tehnologice. Între 1937 și 1939, uzinele de fier și domeniile Reșița au construit 37 de astfel de locomotive. Deci astea erau cele mai puternice. Și cel mai rapid model de locomotivă, 110 km la oră. Când eram noi copii, prin anii 80, ușile astea nu erau închise, nu erau sudate. Urcam pe scări aici sus și ne jucam acolo de mecanicii de locomotivă, ne cățăram pe locomotive, jucam ascunsa, prinsa pe ele. Deci, practic, ea avea un cazan mare cu apă, în spate aici erau cărbuni, cazanul cu apă, un cuptor acolo în față unde se făcea focul, focul încălzea apa, aburii ieșeau cu presiune și generau mișcare. Un mecanism relativ simplu. Uzinele și domeniile Reșița, 1935, număr de fabricație 304. Și o locomotivă mai mică a combinatului metalurgic. Bănuiesc că asta era folosită pentru a aduce lemnul necesar funcționării combinatului. Văd că scrie CFF. Din câte ține o minte, astea erau căile ferate forestiere, locomotive mai mici care aduceau și mai erau cele cu CFU, căile ferate uzinale. Locomotive folosite în uzină, pentru că uzina era foarte mare, se întinde într-un capăt în altul al orașului, cred că sunt vreo 15 km și atunci de la o secție la alta se cară materie primă, tot ce este nevoie. Și existau căi ferate uzinale unde circulau aceste locomotive. Această locomotivă, numită Principesa Elena, este a doua locomotivă cu abur construită pe teritoriul României Mari. A fost scoasă din funcțiune în 1970, deci a funcționat până în 1970. Prima, Principele Regele Carol I, a fost casată anterior. Seria 700 de locomotive cu abur supraîncălzit a fost dezvoltată de către proiectanții noii fabrici de locomotive, înființată după construirea în 1920 pe structura șteg a societății Uzinele de Fier și Domeniile Reșița, UDR. Deci vorbim despre o industrie care exista cu mult timp înaintea comunismului și care ar fi trebuit să supraviețuiască comunismului, oameni buni. Și ar fi putut să asigure în continuare zeci de mii de locuri de muncă. Da, din păcate, acum sunt ușor invadate cu buruieni exponatele. Arată drăguț. Asta este o locomotivă cu ecartament îngust. Și panoul informativ de aici ne spune că reprezintă tipul comun de locomotivă cu abur pentru liniile înguste forestiere și cele din rețeaua căilor ferate române. Au intrat în serviciu în 1952. Prin construcție le-au fost destinate remorcării mixte în cadrul rețelor de linie îngustă de pe raza unor depouri din România. Reșița a fabricat 244 de astfel de locomotive. o altă locomotivă CFU. Este singura locomotivă care s-a păstrat dintr-o serie de 41 produse în perioada cuprinsă între 1896 și 1901. S-a aflat în serviciu